Salonul se desfășoară sub patronajul Federației Internaționale de Fotografie, iar din partea României, organizator este fotoclubul Mihai Dan Călinescu. Inițiat încă de anul trecut, acest salon s-a desfășurat în cele trei țări, jurii aparținând celor trei state, au fost formate din artiști fotografi împreună cu toate celelalte asociații cu care s-a demarat acest proiect. La salon au fost trimise peste 5800 de fotografii din întreaga lume, dintre care 300 au fost acceptate. Lucrările au fost împărțite pe 5 secțiuni. Așa, de exemplu, a fost ca secțiune photo travel, au fost temă liberă monocrom, temă liberă color, natură, fotografie de natură și fotojurnalism. Vernisajul expoziției, care a constat în proiecția fotografiilor, a avut loc pe 15 februarie în Serbia, pe 18 februarie în România și va avea loc pe 21 februarie în Macedonia.